dar în fine de centru-dreapta. Pentru PNL, drepturile și libertățile individuale n-au nici cea mai mică valoare. Nu știu ce făcea doamna Gorghiu în perioada asta. Stau și mă întreb că în rest, pe tot felul de fleacuri, o văd că e foarte activă. Stă să ceartă cu unii, ca o țață în piață, are tot felul de lucrurile care sunt într-adevăr fundamentale și în care un partid politic trebuie să ia atitudine, să se exprime, să spună, nu domne, noi vrem să fie toți românii ascultați, sau poate îndrăznește, dacă îi se dă voie, nu știu dacă are voie, să spună nu, e greșit să fie toată lumea ascultată la grămadă de serviciile secrete ca pe vremea securității. Are curaj să spună chestia asta sau nu?